Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Nicoleta Mocanu, bine v-am regăsit. Astăzi la Vreau să fiu parlamentar îl veți întâlni pe domnul Tudor Șerban, candidat pentru Colegiul 3, Camera Deputaților din partea Alianței România Dreaptă. Bună ziua, bine ați venit alături de noi, domnule Șerban. Bună ziua dumneavoastră și emisiunii dumneavoastră și tuturor telespectatorilor care urmăresc în această oră această emisiune. Domnule Șerban, aș vrea să începem discuția noastră de la experiența pe care o aveți, pentru că aveți ceva experiență în spate și cred că acest lucru vă recomandă, pe toți ne recomandă de fapt experiența pe care o dobândim de-a lungul timpului. Ați ocupat importante funcții în stat, ați fost consilier al Ministrului Economiei destul de recent, într-o perioadă destul de apropiată, ați fost secretar de stat, dar mai mult decât atât, vă leagă întreaga dumneavoastră experiență profesională, vă leagă foarte mult de Constanța și probabil și mai mult de Cernavodă, un oraș ce face parte din Colegiul 3 pentru care candidați. Așadar, aș vrea să ne povestiți mai multe despre dumneavoastră pentru ca telespectatorii noștri să vă cunoască. Constanța este orașul în care m-am stabilit după terminarea facultății, soția mea fiind constanțeancă. Aici mi-am petrecut poate cei mai frumoși ani din viață, anii tinereții mele și ca familie, cât și ca profesie. Copilul meu este născut în Constanța, unde am trăit peste 20 ceva de ani. Trăiesc și acum tot în acest oraș, în apropierea studioului dumneavoastră, dar în ultima perioadă, într-adevăr, în ultimii 10 ani, activitatea mea a fost legată mai mult de orașul București, unde prin natura funcției am îndeplinit de-a lungul ultimilor 10 ani funcții importante, fiind directorul general al Electricii Naționale, directorul general al Cornerului, deci compania energetică care avea toată producerea, transportul, distribuția, toate marile companii, hidronuclear, Transelectrica, Transgaz, Termoelectrica. Și în ultima parte, știți că am fost secretar de stat, ocazie cu care am demarat o serie întreagă de proiecte la nivel național foarte importante și care se regăsesc ca importanță și în acest județ și poate că ăsta este motivul pentru care m-am întors după o activitate de vreo 40 de ani energetică într-o activitate politică pe care aș vrea să o continui cu oamenii din aceste locuri, cu specialiști din aceste locuri care nu sunt puțini, cu dumneavoastră care lucrați în media pentru creșterea importanței acestui județ și bunăstării oamenilor care îl locuiesc. Da, trebuie să spunem telespectatorilor noștri că profesia dumneavoastră de bază este aceea de inginer energetician. V-ați început cariera ca și stagiar, nu? Ați trecut practic prin toate etapele pe care le presupune o anumită profesie și iată că ați ajuns secretar de stat. Asta se întâmpla în ianuarie 2009, iar din iulie 2010 ați fost consilierul personal al Ministrului Economiei până în iulie anul acesta. Domnule Șerban, haideți să discutăm acum concret pe proiectele pe care le aveți pentru Colegiul 3. Și mă gândesc că unul dintre principalele sectoare pe care ați marja este tocmai acesta al energiei. Odată. După care, probabil că, nu știu, toți oamenii își doresc, la urma urmei, un trai decent și mă gândesc ca și politicieni, tocmai pe asta ar trebui să mergeți, să oferiți oamenilor un trai decent. Iar un trai decent presupune, în primul rând, a avea un loc de muncă, nu? Pentru că apoi să aibă de unde veni veniturile. Haideți să vedem, pe acest sector al energiei, ce proiecte aveți? Înainte de a vorbi de proiectele mele, aș vrea să le adresez tuturor tinerilor care ne urmăresc să aibă mai multă încredere în posibilitățile lor și au în față un personaj care de-a lungul vieții a pornit ca stagiar, inginer stagiar, a fost șef de centru, șef de secție, inginer șef, directorul filialele electrice din Constanța până în vârful piramidei de secretar de stat. Practic, aș mai fi avut o singură treaptă de urcat de ministru.
și aș fi fost un exemplu de personaj care, primul care a făcut-o, a parcurs într-un domeniu important toate, asta pentru că foarte mulți se grăbesc să ajungă cât mai repede într-o situație materială bună și de asta vreau să le spun că răbdarea, perseverența, seriozitatea poate să-i ducă, nu pe toți, bineînțeles, dar pe bună parte dintre ei, într-o, să zic eu, situație asemănătoare cu a mea, urmând ca după aceea să stabilească dacă se apucă de politică sau nu, așa cum am făcut-o eu. Referitor la proiecte, vreau să vă spun că de momentul în care m-am instalat la Ministerul Economiei, am constatat că marile proiecte energetice stăteau. Nu erau antamate deloc. Și dintre proiectele în care am avut un aport important în înscrierea companiei, în derularea proiectului, în realizarea studiului sau coetului de sarcini, în primul rând, grupul 3-4 de la Cernavodă, care avea într-adevăr un studiu de fezabilitate făcut și compania de proiect era formată, dar nu era înscrisă încă, lucru care l-am făcut eu la Camera de Comerț, după care i-am coordonat activitatea aproape 2 ani de zile în calitate de președinte al Consiliului de Administrație. Asta s-a petrecut până la retragerea unei părți din investitori, dar până la acea dată proiectul se derulase în ceea ce privește alegerea economicului, alegerea părții juridice ca să dezvolte proiectul, alegerea engineering-ului și al constructorilor care urma să ducă la realizarea acestui proiect. A fost o etapă importantă în care am colaborat foarte mult cu Bruxelles-ul. Ultima întâlnire a specialiștilor și a autorităților de la Bruxelles pentru a observa modul cum s-a derulat și în ce condiții s-a derulat proiectul, a fost pozitivă, proiectul fiind acceptat la nivel de Bruxelles și putându-se să-și continue activitatea. Îmi cer scuze că vă întrerup, cred că avem și niște imagini cu ce fac referire la această activitate a dumneavoastră și la diversele întâlniri pe care le-ați avut în acest sens. Am să-i rog pe colegii mei dacă pot să ruleze aceste imagini cât timp noi vom discuta în continuare. Da, imaginele se referă în principal la întâlnirile pe care le-am avut la Seul cu specialiștii din Coreea de Sud și în China, la Shanghai, cu mari firme de specialitate din domeniu pentru atragerea de investitori, lucru cel mai important în acest proiect, pentru că despre experiența noastră canadiană se poate vorbi pozitiv, în sensul că avem deja două grupuri în exploatare cu rezultate foarte bune, avem o echipă de specialiști foarte bine pregătită și tot ceea ce ne trebuie acum sunt banii și o susținere politică la nivel de Guvernul României pe măsura acestui proiect, fiind vorba despre un proiect care acum un an de zile, doi ani de zile, valora în jur de 3-4 miliarde, după noile reevaluări, fără să țină cont de cheltuielile care trebuie să fie făcute pentru mentenanță, pentru închiderea lui după terminarea perioadei de funcționare, se ridică la ora actuală până la 6 miliarde de euro. O sumă importantă care trebuie să o avem la dispoziție. Domnule Șerban, de ce este atât de greu să găsim niște investitori pentru o investiție care o investiție destul de mare? Este vorba de această sumă de bani foarte mare care ar trebui investită sau este vorba, nu știu, de vorbim despre condițiile care sunt în România la ora actuală? Da. În principal este vorba despre sumă. Dar în același timp este vorba despre condițiile din România și din Europa și lume. Suntem într-o perioadă de recesiune, într-o perioadă de criză economică. Investitorii se îndreaptă spre proiecte rapide în care investesc și câștigă. Acestea sunt proiecte pe termen lung care devin eficiente, ca să zic, după derularea activității timp de 10-15 ani de zile. Nu oricine este dispus să investească într-un astfel de proiect. În afară de asta, contează foarte mult poziția pe care guvernul. Contează foarte mult dacă se implică în această investiție. Noile reguli europene nu permit statului de multe ori să se implice direct, considerându-se că este vorba de ajutor de stat. Astfel de proiecte trebuie negociate la nivel european pentru că sunt greu de realizat și nimeni nu va investi într-un astfel de proiect dacă guvernul țării respective nu are o susținere politică. Deci astea ar fi principalele cauze pentru care n-am voie să dau nume, 4 firme importante din lume s-au retras, la care se mai adaugă și evenimentele din Fujihima, care le știți foarte bine și care au adus, să zic eu, un semn de întrebare asupra acestei tehnologii și asupra erorilor care se pot produce, fiind țări din Europa la ora actuală care se gândesc serios să-și închidă centrale nucleare. După părerea mea, ar fi o greșeală,
Energia nucleară este o energie care este bine stăpânită, este o energie care trebuie să continue să funcționeze, mai ales că rezervele clasice de cărbune, țiței, petrol, gaze sunt în diverse țări în curs de a fi terminate, finalizate, și atunci astfel de energii nucleare pentru obținerea energiei electrice sunt necesare și vor trebui să continue. Eu sper că România va continua pe această temă și că Cernavodă, prin colectivul care există acolo, cu management corespunzător și care trebuie să continue să coordoneze întreaga activitate tehnică a celor patru grupuri reactoare, cu participarea unor investitori străini pe care trebuie să-i căutăm, în care eu ca noutate aș implica și companiile energetice profitabile, mă refer la Romgaz, Transgaz, Transelectrica, Hidroelectrica, după ce își va reveni din insolvență, să investească astfel încât statul român să aibă peste 51% din acțiuni, fiind un obiectiv strategic național care este în România și care se bucură de acceptul României și a personajelor și persoanelor din această zonă a țării noastre, de acceptare și de conviețuire împreună cu alte activități de către cetățenii din acest județ în principal și de pe plan local de cetățenii din Cernavodă, la ei mă refer. Da. Domnule Șerban, haideți să le spunem oamenilor ceea ce de fapt îi interesează. Câte locuri de muncă ar crea punerea în funcțiunea acestor două grupuri, 3 și 4, de la Cernavodă? Este vorba de aproape 10.000 de locuri în care intră cei care vor lucra pe șantiere. Este vorba despre foarte multe meserii, de la confecții metalice până la specialist în fisiune și în fuziune fizicieni. Este vorba de 10.000 de locuri în care, în principal, pot beneficia tinerii din Cernavodă. La ora actuală, în centrala nucleară, ne lucrăm decât aproape 10% din populația din Cernavodă și din împrejurim, Fetești, Mircea Vodă, Megidia. Ar fi pentru acest județ un respiro, un aer de creare de noi locuri de muncă și de formarea unui personal calificat, super calificat, care va rămâne să lucreze în continuare în Cernavodă, atât în grupul 3-4, cât și ca înlocuitor a celor care vor ieși la pensie, pentru că se apropie unii, la grupul 1 și 2. Da. Domnule Șerban, aveți un colegiu în preponderență rural. Când vorbim despre rural, ne gândim îndeosebi la agricultură. Este principala sursă de venit a oamenilor din zonele rurale. Știu că există niște proiecte de ale dumneavoastră care îmbină această parte a energiei cu agricultura. Aveți un proiect ce face referire la energia alternativă, la energia eoliană, care duce mai departe la reconstrucția, să spunem, a unui sistem de irigații. Aș vrea să ne explicați un pic despre ce este vorba și care este, de fapt, această legătură între energia eoliană și sistemul de irigații. În 89, când a venit Revoluția, Dobrogea avea o putere instalată de 700 de megawați energie electrică în sisteme de irigații. Era cel mai mare sistem de irigații din România. Apa era luată din Dunăre, intra în canale, din canale, de asemenea, prin pompe de, mergea la plantă. Nu era un sistem foarte eficient și foarte sigur, dar era un sistem care punea în situația de a primi apă plantele, pentru că se știe, este un teritoriu mănos, ca să zic eu așa, dar dacă nu ia sigur cantitatea de apă necesară și îngrășimitele corespunzătoare, producțiile sunt la jumate. După Revoluție totul s-a distrus, e învechit, nu se mai poartă. La început nici noi n-am știut ce să credem, am fost furați oarecum specialiștii de ideile unor politicieni moderni și puțin școliți în școlile europene. Am stat și ne-am gândit, dom'le, poate asta e trendul european și suntem noi depășiți. Lucrurile nu au fost așa, ne-am păcărit amarnic și acum o luăm de la început. La ora actuală nu există o strategie privind irigații în România. Urmează să se construiască. O au în strategia politică și Alianța României Drepte, sub sigla căruia candidez ca reprezentant al Partidului Democrat Liberal, dar și alte partide.
Problema este că ea trebuie să fie scrisă și după aceea trebuie să fie aplicat. Eu m-am gândit la un lucru foarte simplu, plecând de la energia eoliană, neconvențională, verde, care este din abundență în Dobrogea. Asta a fost norocul vieții noastre și oamenilor de aici, care încă nu realizează ce bogăție pentru noi este acest lucru și care creează la ora actuală probleme de a fi transportată în țară, pentru că Dobrogea până acum a dat aproape 6.000 de autorizații pentru instalații de 6.000 de megawați și poate să continue, dar acest sistem energetic care are o putere de vreo 9.000 de megawați, 10.000 la vârf maxim, nu poate să fie stabil dacă se depășesc 3.000 de megawați de energie verde, neconvențională. Pentru că în momentul când această energie iese din sistem, că s-a oprit vântul, ea trebuie să fie înlocuită în mod rapid. De ce? De centrale clasice. Pe cărbune, pe țiței și așa mai departe. Tehnic este greu de realizat acest lucru. Și atunci m-am gândit că putem să continuăm să dăm aprobări pentru energie neconvențională, că vântul bate în permanență, dar nu mai transportăm această energie în sistem, ci o ducem într-un sistem de irigații, de pompare performant, pompăm prin pompe apa din Dunăre sau prin niște puțuri pe care le vom săpa și de acolo o trimitem imediat la plantă în sistemul de irigație. Iată, rezolvăm o problemă de agricultură importantă, ca intensitate poate agricolă, poate cea mai importantă, iar după aceea putem să dezvoltăm ca o asta activitate secundară tot ce ține de această agricultură primară. Grâu, mori, fabrici de pâine, de asemenea, fabrică de ulei, fabrică de zahăr, nu fabricile care au existat și care le-am distrus. Ceva mai mic, pentru că, cel puțin în materie de floarea soarelui, România și încă trei țări europene sunt importante. Spania, noi, Ucraina și mai una, nu mai știu, Bulgaria, cred, care avem recolte de floarea soarelui și al cărui pământ se pretează la această. Și mai departe, nu mai există o mică fabrică de conserve. A mers în Cobadin, a mers la Băneasa. Era înainte de 89 industrie mai multe. Erau 4 societăți în Cobadin. 3 dintre ele s-a dus. Renelu, Enelu, care l-am condus, nu mai are nimic în Cobadin. Aproape nimic. Telecomunicațiile, la fel. Irigațiile au dispărut. Nu mai este decât o singură societate. Raja, APA, este singura societate care s-a extins în această perioadă în toată Dobrogea, și care, după părerea mea, greșește, întinzându-se mereu, a ajuns prin Republica Moldova și prin alte județe, pentru că asta ridică costurile și nu s-ar întâmpla nimica dacă aceste costuri ar trebui să fie acoperite de marea parte din consumatorii din Dobrogea. Pentru că prețul la apă în unele zone a ajuns la 7 lei, iar în unele zone 4 lei. Este foarte scump pentru un țăran să plătească 4 lei pe un metru cub de apă în condițiile când are și el grădină. Deci, iată, energie, irigații, apă, plantă, agricultură și mai departe. Și aș mai putea să spun turismul, pentru că zona aceasta în care candidez este foarte frumoasă. Eu știam. Acum am avut timp, fac zilnic sute de kilometri. Mă gândesc, zic, că cam cât mă costă pe mine, ca individ, prin această campanie, să-mi cunosc frumusețile Dobrogei pe care le-am bătut cu piciorul și cu mașina când eram stagiar sau când am lucrat, dar pe care prin care n-am mai fost de mult. Este o zonă turistică și cu niște mănăstiri extraordinare. Știți la ce mă refer? La Adam Crisi, la Mănăstirea Sfântul Andrei. Toate acestea introduse într-un circuit, dar un circuit controlat, în care se pot să mă duc să mă înscriu acolo și să vizitez toate aceste chestii, vor aduce locuitorilor din această zonă locuri de muncă, prosperitate și ceea ce își doresc de foarte mult timp pentru tinerii lor, să rămână la locurile unde s-au născut sau să plece foarte puțin și de asemenea un deziderat foarte important care este acela de a aduce satul românesc din punct de vedere al condițiilor cât mai aproape de oraș. Lucru care în multe comune s-a întâmplat, să știți, dar sunt și sate care sunt pe lângă comune la margine de cutare în care diferența între comună și sat este enormă. Deci nu mai vorbim de diferența dintre sat și oraș. Diferența dintre o comună de la șoseaua principală aproape de Constanța
și de ce s-a investit acolo și alte sate. Sunt sate uitate de Dumnezeu. Uitate de Dumnezeu și locuitori fără speranță. Am vorbit cu acești oameni și mi-au zis, domnul Șerban, sper că mai veniți pe la noi dumneavoastră. Dom'le, de asta m-am băgat în această campanie. Să vă știu problemele, să fac ceea ce pot și ce ține de mine, pentru că proiectele mele sunt pe termen mediu. Eu nu spun de mâine că voi face toate aceste lucruri. Dar am, cum să spun eu, capacitatea și cunosc, să vă trăiesc cu impresia că e simplu. Trebuie modificate legi primare, trebuie amendate, legi secundare, trebuie făcute ordonanțe de guvern, trebuie mers la Bruxelles. Nu este foarte simplu să dai un tarif reglementat pentru irigație și în același timp și investitorul să-l faci, să investească în continuare în România. E vorba, mă refer la certificate verzi. Ultimul proiect care mi-a venit în minte, tot așa, mergând, umblând și întrebând, este acela de a alimenta toți locuitorii din Cernavodă, Cobadin, Băneasa și toate comunele care țin cu gaze. Cum? De ce nu s-a făcut până acum? Simplu. Prea noi, până Dobrogea, pe mijloc, pe lângă Cobadin, trece o conductă de gaze care merge în Bulgaria. Ea face tranzit. Conform directivelor europene, toate conducturile de gaze se transformă în conducte de transport. Din acest moment, Transgazul este în măsură să racordeze consumatorii. Proiectul e vechi, de 5 ani de zile se știe la Consiliul Județean de aceste lucruri, dar nici până acum nu s-a făcut o evaluare a consumului. Am vorbit cu compania de specialitate din zonă, nu-i dau numele ca să nu-i fac publicitate, deja lucrează la studiu pentru stabilirea consumatorilor și numărul acestora. După părerea mea, în 2 ani de zile, această zonă, prin proiecte, poate fi de comunitățile locale, primării, împreună cu oamenii, că trebuie și ei să investească acolo pentru propriul racord, vor avea gaze și de aici, atât pentru locuitori, căldură mai bună, confort mai bun și chiar o mică industrie de dezvoltat pe lângă ea, pentru că din gaze se pot face mase plastice și alte lucruri din astea care pe orizontale poate să dezvolte industriile astea mici de care avem nevoie. Dar și aici probabil că va fi nevoie de niște investitori. Va fi nevoie de investitor, va fi nevoie și de curaj din partea locuitorilor, pentru că multe se pot face prin atragere de fonduri de investiții, lucru care acum s-a blocat și care, după părerea mea, este singura noastră speranță a românilor de a aduce niște investiții fără să mai ne îndatorăm în continuare. Da, dar vedeți, probabil că principala problemă a atragerii fondurilor europene o reprezintă perioada destul de lungă pe care trebuie să o traversăm de la proiect, de la momentul în care întocmim proiectul până la momentul în care ne vin banii. Durează destul de mult, am înțeles că în jur la 2 ani de zile, ceva de genul acesta, și că de foarte multe ori această perioadă lungă de timp este cauzată de niște lucruri care se întâmplă la noi, de birocrația noastră, dincolo de toate controlele care se fac din partea celor care ne dau banii, din partea Europei. Stimată doamnă, în perioada de preaderare am demonstrat că putem să aducem 80% din aceste fonduri. Credeți dumneavoastră că în perioada de preaderare era mai deștept decât în asta după aderare? Nu. Exclus. Noi avem mari probleme și lacune în negocierea unor astfel de investiții. Mă refer la o șosea, de exemplu, la un autostradă. Mergeți în Portugalia, mergeți în Spania și vedeți că s-au făcut pe fonduri structurale și europene autostradă la autostradă. Deci, venim din Franța, pe lângă Barcelona și ne ducem în partea de sud, după aia venim de la Valencia. La noi nu se poate. De ce? Pentru că aici este o problemă de negociere la nivel. Guvernul României, primul ministru și toți factorii care merg la Bruxelles, inclusiv președintele țării, toți miniștrii, toți parlamentarii și europarlamentarii, asta trebuie să fac. Lobby pentru România, pentru proiecte de, pentru că multe proiecte nu au fost aruncate în aer. Din ce motiv? N-am știut sau n-am putut să aducem 50% din valoarea cu care trebuia să participăm în proiect. Am luat 50% de acolo, dar trebuia să fiu și eu cu 50%. Ca să pornesc proiectul, trebuia să am împrumutul la bancă. Primii bani trebuia să fie de la mine. După aceea mi se deconta. Pentru asta nu s-au
2 ani de zile, aveți dreptate, dar dacă exista continuitate, nu se simțeau acești 2 ani de zile, pentru că începea un proiect, venea altul și așa mai departe, ele continuau. Deci, după părerea mea, avem și probleme, într-adevăr, de cinste și de corectitudine în modul în care recepționăm, urmărim aceste lucrări și suntem corecți în apreciere. Avem probleme și în efectuarea studiilor de fezabilitate, dar cele mai mari probleme le avem în negocierea acestor contracte și priorități, pentru că România trebuie să explice la Bruxelles: domnilor, noi vrem să ajungem ca voi, dar dacă nu ne ajutați puțin, nu o să ajungem niciodată. Respectând și făcând totul cum ați făcut voi până acum, noi nu o să mai ajungem niciodată la nivelul vostru. Astea sunt problemele noastre și eu sper ca de la ministerul care se dorește a fi înființat, specialiștii care urmează, dați-mi voie, pe fonduri structurale în cadrul ministerului, vorbesc de proiecte pe energie, am constatat că firmele de consultanță, habar n-aveau, ei nu știau ce înseamnă o stație, ei n-au văzut o stație. Deci oamenii care analizau proiecte pe procedură, ABC, desfă plicul pe dreapta, are ștampilă pe stânga, nu are. Poftiți înapoi proiectul, puneți ștampilă pe stânga. Deci ăsta e nivelul. După aceea, pe procedură, 1, 2, 3, 4, se respectă de... Deci, niște oameni care s-au pregătit pe procedură. Dar dacă întrebi, tu știi cum e o stație de transformare, știi ce înseamnă o linie electrică, știi ce înseamnă un fenomen? Habar n-are. Economiști, juriști, toate specialitățile au venit acolo pentru că, într-adevăr, în fondurile structurale se câștigă ceva mai mult decât... Dar cam asta e realitatea. Sunt studii bune, bine făcute. Sunt altele mai puțin bune. Problema nu este asta. Problemele sunt cele care vi le-am spus eu. Problemele sunt de negocieri. De a asigura partea română, care niciodată nu se poate, și pentru aceasta fondul acela de garantare despre care am auzit povești urâte acum, trebuie să existe, pentru că sunt singurii bani din care poți să iei pentru un moment, pentru o zi, două, să introduci în proiect. Și mai sunt băncile care au devenit extraordinar de rigide în susținerea economiei și vreau să spun că dacă va continua această activitate, ne ducem. Deci noi, ca țară și ca națiune, ne ducem, pentru că fără investiții nu avem locuri de muncă, nu avem dezvoltare, nu avem plus valoare. La consum suntem doctori, ne pricepem foarte bine. Dar nu asta este rolul economiei, nu asta este rolul unei nații care vrea să trăiască, să se dezvolte în continuare și să fie pe plan competitiv. Domnule Șerban, știți ce nu înțeleg eu? De ce a trebuit să treacă atâta timp și să ajungem în această situație ca să ne dăm seama că de fapt avem nevoie de aceste investiții? Și de ce nu s-a realizat până acum, indiferent de cine a fost la guvernare? De ce nu s-au adus facilități pentru a încuraja investitorii? Părerea că este o lipsă totală de profesionalism. Să știți că dacă cineva n-a fost manager într-o activitate, n-a condus 3 oameni, 5, 10, 20, 50, n-a făcut o investiție, n-a făcut o afacere, n-a demonstrat ceva. Numai cu vorbe și să vă explic dumneavoastră, alegătorii mei, eu nu dau nume de, vreau să fiu parlamentar, dar ce ai făcut tu până acum să fii parlamentar? Păi am avut o școală, am făcut masterat, am fost